Excelențele voastre, cucernici părinți, stimate autorități, dragi iubitori ai muzicii culte, bună seara și bine ați venit la concertul caritabil Inimi pentru Inimi, susținut de ansamblurile Filarmonicii Moldova, în parteneriat cu Episcopia Romano-Catolică și Centrul Diocezan Caritas Iași. Un concert special pentru că, iată, implică instituții care se ocupă de hrana spirituală a ființei. Suntem în perioada postului Paștelui, o perioadă de introspecție și meditație, de curățire și împăcare, ce precede una dintre cele mai importante sărbători creștine, Învierea Domnului. Primăvara este anotimpul în care totul prinde viață, totul prinde culoare. Ne bucurăm de fiecare respirație a bobocului ce dă în floare, ne bucurăm de fiecare clincheț globiu al vocilor inocente care freamătă în jurul nostru. Cred că, de fapt, ne bucurăm că noi, în interior, renaștem, iar și iar, în fiecare an, puțin mai înțelepți, puțin mai sinceri, puțin mai umani. Despre renaștere este vorba în această seară, despre faptul că ne pasă, iar prezența dumneavoastră sugerează deja că vă pasă. Suntem împreună pentru a susține Inima Moldovei, Institutul de Boli Cardiovasculare Profesor Dr. Georgescu, care în noaptea de 10 spre 11 aprilie 2018 a suferit un infarct. Resuscitarea ne aparține nouă societății. În mâinile noastre se află instrumentele cu care îl putem readuce la viață. Este singurul centru din zonă care oferă servicii de chirurgie cardiovasculară, tratament chirurgical al malformațiilor congenitale la copii și adulți, electrofiziologie, implantare de dispozitive cardiace și tratament intervențional al fibrilației atriale. Altfel spus, este singurul centru de specialitate care oferă o șansă la viață în condițiile în care statistic sau concret numărul celor care suferă de boli cardiovasculare este în continuă creștere. Unitatea a fost parțial închisă, activitățile chirurgicale fiind sistate. Numărul pacienților care au urgentă nevoie de o intervenție pe cord deschis este în creștere, iar personalul medical care a salvat nenumerate vieți nu are unde să-și desfășoare activitatea. Numai de la începutul acestui an, 4 dintre pacienții în stare gravă au fost direcționați către Cluj sau Târgu Mureș. Din păcate, 2 dintre ei s-au stins în timpul transferului cu ambulanța. Avem așadar speranța că veți răspunde cu generozitate la acest apel de suflet adresat tuturor pentru ajutorarea celor bolnavi, ca semn concret de fraternitate. Octavian Paller spunea că arta este cel mai scurt drum de la un om la altul. Publicul vrea să audă și, mai presus de toate, vrea să fie mișcat de ceea ce aude când se cântă. Vrea să simtă fiorul unic, irepetabil al muzicii, care se derulează pe viu în fața ochilor lui și ajunge prin auz la inima și trăirile sale. Lucrarea propusă spre audiție în această seară este o capodoperă aparținând unui titan al muzicii clasice, Wolfgang Amadeus Mozart. Emil Cioran a descris în mod genial, într-o singură frază, esența acestei lucrări. Dacă vrei să sfidezi măcar o dată în viață moartea, fără ca ea să aibă puterea asupra ta, atunci fă-o, fie ascultând, fie cântând Requiemul lui Mozart. Așadar, vă invităm să vă lăsați învăluiți de armoniile intense și copleșitoarele ale Requiemului în interpretarea corului academic Gavril Muzicescu, de a cărui pregătire s-a ocupat maestru Doru Morariu, a orchestrei simfonice, a soliștilor Ana Maria Donose, soprană, Mihaela Blându, mezzo-soprană, Florin Buzgă, tenor, și Andrei Ivan, bas. Toți
sub experimentata bagheta a maestrului Horia Andreescu. Un artizan al detaliului artei dirijorale. Pentru ca meditația să nu fie tulburată, am să vă rog să închideți telefoanele mobile. Audiție plăcută!
Corul Academic Gavril Muzicescu, maestru Doru Morariu. Orchestra Sinfonică, având la pupitru pe maestru Andreescu. Ana Maria Donose, Mihaela Blându, Florin Guzgă, și Andrei Ivan. Este foarte probabil să nu fie o întâmplare faptul că am fost solicitată să fac această prezentare. Am chipzuit îndelung dacă e bine sau nu să vă împărtășesc din experiența mea, din viața mea personală. Și am decis că da, pentru că este în strânsă legătură cu motivul pentru care ne aflăm cu toții aici în această seară. 19 septembrie 2017, noaptea, ora 2:15. Orologiul s-a oprit, iar timpul a luat-o la fugă. Gândurile au devenit albe și negre. Soțul meu făcuse infarct, iar salvarea lui depindea de viteza cu care împingeam minutele să treacă. Deveniseră foarte grele. Pentru cei care nu au trecut printr-o asemenea experiență, le pot spune doar că timpul devine aliatul neputinței ce ne cuprinde. Nu se mai sfârșește. El nu se mai măsoară în secunde și minute, ci în rugăciuni și speranțe. Realizezi că brusc totul devine nimic. Finalul pentru noi a fost unul fericit, datorită lor, medicilor care au intervenit la timp. De aceea îmi doresc să înțelegeți importanța susținerii și resuscitării acestui institut al vieții. Evanghelia ne vorbește despre exemplu văduvei care a oferit tot puținul pe care îl avea. Eu zic că nu e niciodată prea puțin pentru multul ce ni se va întoarce. De aceea am permit să vă reamintesc de acele urne care sunt amplasate la ieșirea din biserică și care vor aduna sprijinul dumneavoastră. Cedez acum microfonul managerului Institutului de Boli Cardiovasculare, profesor dr. Grigore Tinică. Mă aflu aici în fața dumneavoastră cu mare speranță și mari emoții. Astăzi am ieșit din casă la ora 7, de obicei ies la 6, și m-am întors la 6. Pentru că aveam un pacient cu un anevriz de aortă toracică care s-a rupt și a penetrat în esofag și a trebuit operat de urgență. Împreună cu toată echipa noastră, care nu eram de gardă, mă pregăteam să vin la concert astăzi și am avut emoții pentru acel pacient. Am reușit să îl operăm, să-i implantăm un endograft și am avut emoții pentru el și am avut emoții și pentru acest concert, că timpul curgea prea repede și nu credeam că nu o să mai pot ajunge aici. Și mi-era rușine de faptul că ar fi trebuit să fiu aici. Am reușit și astăzi a fost o zi plină, dar o zi bună. De altfel, săptămâna aceasta la noi au fost operați 11 pacienți, 9 dintre ei sunt foarte bine, 4 sau 5 vor pleca luni acasă, 2 încă se luptă cu moartea,
Noi stăm între ei și moarte. De multe ori și de cele mai multe ori am câștigat, au fost cazuri când am pierdut. Binele învinge aproape întotdeauna, dar se întâmplă că și răul să învingă. În 10 spre 11 aprilie răul a învins, dar nu ne-a frânt și văzând sprijinul dumneavoastră, speranța noastră crește pe zi ce trece și chiar și lucrările acolo merg poate nu atât de repede cât ne-am fi dorit noi și dumneavoastră, dar lucrurile încep să prindă contur. Și sperăm până la Paști să reușim să finisăm măcar în proporție de 90% lucrările în compartimentul sau unitate de terapie intensivă coronarieni, care are 22 de paturi. Și ulterior, cu ajutorul dumneavoastră, cu ajutorul Guvernului și a Ministerului, să reușim să finisăm și celelalte activități. Eu astăzi vreau să vă mulțumesc în numele pacienților noștri, în numele personalului medical, a medicilor, asistentelor și celorlalți care lucrează la Institutul de Boli Cardiovasculare, pentru eforturile pe care le faceți, să mulțumesc filarmonicii tuturor dumneavoastră și vă rog să-i aplaudați, că au fost formidabile astăzi. Mulțumim foarte mult! Mulțumim preasfinției voastre, Monsignorul Gherghel, pentru tot ce faceți și pentru că vă simțim alături de fiecare dată, împreună cu toată comunitatea catolică din Iași și nu numai din Iași, din toată Moldova. Mulțumim domnului primar, mulțumim dumneavoastră și vă rog să veniți numai la inaugurare și să nu aveți nevoie niciodată să veniți la Institutul de Boli Cardiovasculare. Dar dacă, Doamne ferește, vreodată veți avea nevoie, să știți că noi suntem acolo și vom face tot ce este posibil și imposibil ca dumneavoastră să ieșiți fericiți de acolo și să vă căutați de treaba dumneavoastră, să vă faceți toate treburile pe care le aveți să le faceți. Vă mulțumesc și vă doresc o seară bună! Îl rog și pe domnul profesor universitar dr. Bujor Prelipcean să ne spună două cuvinte. Distins auditoriu, vă spun sincer că nu eram chiar foarte încântat să vorbesc în această seară, dar mulțumesc totuși că am acest prilej pentru a mă adresa excelenței sale, Monsignorului Gherghel, care este prietenul filarmonicii al Iașului, al Moldovii și al României de foarte mulți ani și care ne onorează pe mine personal, mă onorează cu prietenia care mi-a oferit-o cu mulți ani de zile înainte, și mie și Filarmonicii Moldova din Iași și vă mulțumesc din toată inima, excelență, pentru acest dar și pentru spiritul de părinte pe care l-ați dovedit de fiecare dată față de noi, înțelegerea și bunătatea care ați avut-o față de familia Filarmonice. Este un minunat prilej pentru mine să vă spun că a fi om bun este un lucru foarte mare. A dărui, cred că este cel mai frumos lucru pe care îl au oamenii în acest moment. A dărui este sentimentul cel mai frumos pe care îl am eu în acest moment, pentru că darul pe care îl facem noi la propunerea, la sugestia și la îndemnul Monsignorului Gherghel, episcopul Bisericii Romano-Catolice, este minunat, este un dar. Este un lucru pe care
îl putem face și noi și pe care, la care aderăm din toată inima. A ajuta acest institut este un lucru minunat. O facem pentru pacienți, nu pentru doctori, pentru oamenii care vin acolo cu speranța că vor trăi. Personal vă spun că acest requiem îmi pică cum nu se poate mai bine. Săptămâna trecută am îngropat fiul meu și așa că vă mulțumesc încă o dată pentru acest minunat prilej de a-mi reaminti acest moment. Mulțumesc acestui minunat colectiv pe care îl conduc, era să spun păstoresc, dar nu-mi place cuvântul, de aproape un sfert de secol. Sunt niște oameni minunați, este cel mai bun colectiv din România. Mulțumesc minunaților artiști care au fost soliști în această seară, minunaților colegi din cor și din orchestră. Este cel mai frumos moment să mă adresez vouă înaintea sărbătorilor pascale, să aveți pace în suflet, bucurie și să fiți fericiți că ați putut împlini un cadou minunat în această seară. Excelență, vă mulțumesc. Domnului primar, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru tot ceea ce faceți pentru Filarmonica din Iași. Am zis, mulțumesc. Oaspete în seara asta este și domnul primar și am să-i dau microfonul, am să-i mânez microfonul să ne spune și dumneavoastră lui două cuvinte. Sigur. Mulțumesc foarte mult, bună seara! Eram să spun că sunt total nepregătit, dar mai mult sunt copleșit decât nepregătit de această seară. Știm foarte mult ce înseamnă pentru toată lumea și o resimțim în fiecare zi, fiecare dintre noi, ce important este sănătatea. Cât de mult trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu în fiecare zi că ne-a ajutat să mai parcurgem una dintre zilele trecute și să ne bucurăm de ceea ce ne oferă atunci când ne trezim. Unii se pot bucura de asta, alții din păcate nu. Astăzi încercăm cu toții să demonstrăm că bunătatea și, să spunem, dărnicia fiecăruia dintre noi poate sprijini vieți. Și ce poate fi mai minunat decât atunci când poți contribui pentru viața sau sănătatea unui semen al nostru, oarecum ușurându-ne și sufletul și trupul de povara zilelor pe care le parcurgem fiecare dintre noi. Vreau să mulțumesc preasfinției sale, Părintelui Gherghel, preasfințiilor sale care sunt prezente aici, sfințiilor lor și, desigur, bisericii catolice, bisericii ortodoxe, tuturor creștinilor prezenți în această sală. Tuturor le mulțumim pentru efortul depus, este sâmbătă seara, fiecare are familie, are grijile sale și totuși cu toții ne-am adunat ca să contribuim pentru ceea ce credem că este cu adevărat important în viața noastră a tuturor. Să slujim binele și să-i slujim pe cei din jurul nostru. Mulțumim preasfinția voastră, mulțumim și dumneavoastră că v-ați sacrificat pentru noi și, de ce nu, mulțumim și domnului director Pinică și domnului director Prelipcean, că a venit alături de noi să sprijinim un lucru nobil, care înseamnă viață. Mulțumim foarte mult! În încheiere, am să îi dau microfonul, am să îi cedez microfonul gazdei și promotorului acestui eveniment, excelența sa, episcopul Petru Gherghel. Rada auditoriu, stimați instrumentiști, coriști, stimați soliști, în tot timpul acestui concert m-a urmărit un gând, și anume un cuvânt al apostolului Pavel. Bucurați-vă cu cei care se bucură, plângeți cu cei care plâng. Și sigur că am să mă explic. Dumneavoastră ne-ați făcut cu adevărat să ne înălțăm, să ne bucurăm și să uităm durerile care au fost, sigur, care sunt în viață. În 1995 era o mare bucurie că
când se inaugura acest centru de sănătate, acest centru de cardiologie, prin osteneala unui mare profesor, care nu poate fi uitat, George Georgescu. Sigur, bucurați-vă cu cei care se bucură și ne-am bucurat. A venit un moment când o veste ne-a îndurerat. Vestea că acest centru a trecut printr-o grea încercare cu acel incendiu, care ne-a făcut pe toți să ne întristăm. Plângeți cu cei care plâng. Sigur că sunt sentimente pe care Dumnezeu le-a lăsat omului, realități, și sunt sentimente care trebuie să treacă, cele care ne îndurerează, ca să ne înălțăm și să ne bucurăm. Spun că acest moment în care văd că atâția se pun alături, se solidarizează pentru o operă așa de mare, ne face cu adevărat să ne bucurăm cu cei care speră, cu cei care se bucură. Iată, poporul dorește un asemenea centru pentru inima. Eu sunt un beneficiar al acestui centru. Sigur, m-am bucurat să fiu îngrijit și trebuie să fiu recunoscător pentru aceasta. Și trebuie, cu adevărat, să spun că inițiativa aceasta care s-a luat de către organizatorii noștri, părintele Mihai Budău, directorul unui centru de sănătate de la Barticeș, și părintele Egidiu, împreună cu Filarmonica, cu domnul Prelipșanu, cu domnul manager general Tinică, sigur, aceasta ne-a făcut cu adevărat să ne bucurăm. Să trecem peste trecut și să ajungem să trăim speranțe, bucuria speranței. Acest lucru l-am nutrit în sufletul meu în acest timp, când artiștii de aici ne-au făcut într-adevăr să ne înălțăm, să trăim un moment de speranță, de bucurie, să știm să trecem prin postul mare spre înviere, spre marea înviere. Să știm să trecem de la durere la bucurie, la speranță. Acesta este gândul meu de recunoștință până cu al preasfințitului, cu părintele decan de aici, cu profesorii noștri, pentru acest centru de sănătate, și acesta trebuie să fie sprijinul nostru ca durerea să se întoarcă în bucurie. Mă bucur că e aici domnul primar, mă bucur că autoritățile își vor deschide mai mult privirea spre Iași, spre cei care aici se jertfesc, mă bucur că sunt atâtea inimi pentru inimă. Inimi pentru inimi. Vă mulțumim frumos încă o dată că ați onorat biserica noastră, această catedrală care are menirea să-i facă pe oameni să crească în speranță, să treacă de la durere la bucurie. Vă mulțumesc frumos, bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng, bucurați-vă cu cei care se bucură. Vă mulțumesc!